Deci am ajuns în aeroportul din Katbi. Asta e un aeroport aproximativ la 45 de kilometri de Halong. Am avut mare noroc pentru că eu nu luasem bilete de zbor pentru azi, vineri, când am plecat din Hanoi. Am zis că o să întreb dacă este shuttle ceva de aici din Halong până la aeroportul din Hanoi, care la aproximativ 200 de kilometri de aici. Drumul e vreo 4 ore, deci e lung drumul. L-am întrebat pe ghidul nostru de pe cruise dacă găsesc ceva shuttle care să ne ducă direct la aeroport. M-a întrebat dacă am deja biletele luate și am zis nu. Păi de ce nu zbor de pe un aeroport mai apropiat de Halong? Pentru că sunt și altele care au zboruri interne. Și așa am aflat că puteam să cumpăr, ceea ce am și făcut, bilet de la un aeroport mai apropiat. Sunt două, unul fix în Halong, la ăla n-am găsit decât zbor spre Ho Chi Minh, și Katbi, care e la 45 de kilometri de Halong, așa că mi-am luat bilet de aici până în Da Nang. A costat tot atât cât ar fi costat din Hanoi sau poate un pic mai puțin, nu știu exact, nu mai țin minte cât a fost alea din Hanoi. Am plătit oricum puțin, 250-280 de lei pentru două persoane cu un bagaj de cală. Bilet luat cu 2 zile în urmă. Din păcate, shuttle n-am găsit pentru aici. Am văzut că sunt niște combinații de busuri, vreo 3-4 la număr, nu știu câte. Făceam 2 ore până aici, am zis că nu mă mai complic să câștig 20-30 de lei. Cei de la hotel au fost foarte drăguți și ne-au rezervat un fel de private taxi, care ne-a dus pe 450.000 de dongi, care înseamnă aproximativ 85 de lei. Atât ne-a costat pe amândoi drumul până aici. Deci, ne vedem din Da Nang. Am ajuns în Da Nang, am aterizat acum 10 minute, ne-am luat bagajul și am luat un grab și am grăbuit-o și pe cabriola. Și acum mergem la cazare să ne dacă ne putem caza, teoretic numai de la 2, dacă nu măcar să ne lăsăm bagajele acolo, ca să mergem să mâncăm ceva, că ne este foarte foame. Am ajuns la cazare, ne-au cazat cu o oră mai repede, a fost all good. Asta e camera pe care o avem în Da Nang. Pentru 2 nopți am rezervat, că nu știu încă cât o să stăm, poate stăm mai mult. Camera micuță, dar frumoasă. Avem aici un pat dublu. Camera cam atâta e. Ceva dulăpior acolo, pe care nu știu dacă folosim prea mult din el. Ce-ai acolo? Nimic. Acolo se încape fix nimic. Așa. Și baie cu duș separat. Au așa ceva ăștia aici. Și pentru această cameră plătim o sumă exorbitantă de 60 de lei pentru 2 nopți. Deci asta plătim. Adică 15 lei de persoană pe noapte. Asta e tot. Cu o mică întârziere am ieșit să ne căutăm de mâncare și Gabriela a găsit, zicem asta, un place de ăsta cu mâncare tradițională vietnameză. Da. Așa că mergem să mâncăm mâncare tradițională vietnameză, minte naș. N-am ajuns încă fix în zona de centru vechi. Adică pe acolo stăm, dar am venit în direcția cealaltă. Dar la prima vedere, Da Nangul pare un pic mai, nu știu, mai nou, mai diferit față de Hanoi. Traficul nu e la fel de nasol. Și aici e nasol, dar nu e chiar la fel de nasol. Și clădirile nu mai sunt alea super înguste și înalte, cel puțin nu în zona asta. Sunt un pic mai moderne. Bineînțeles, scuterele tot pe trotuare sunt parcate și trotuarele cam pline. N-ai pe unde să treci, trebuie să mergi tot pe drum. Dar măcar traficul e ceva mai ok. Deci noi crăpăm de foame, n-am avut noroc. E închis locul ăla între 2 și 5 pe care l-a găsit Gabriela. Așa că am căutat altul să vedem. Tot așa tradițional vietnamez ca și celălalt. Iată că ne-a venit mâncarea tradițională vietnameză. Gabriela e fericită, văd în ochii ei. The familiar taste. Vreau să zic înainte să încerce Gabriela. Ce să zici, că deja știu că-ți place. Îmi place că-i bătă. Nu știu, am mâncat tot vietnameză și așa și am zis că hai să mâncăm astăzi odată un burger sau pizza, am rămas la burger, că după aia ne întoarcem diseară la ceva vietnamez. Nu știu de ce, chiar am impresia că astăzi vom găsi ceva foarte bun aici, în Da Nang. Sper să nu mă înșel. Ne-am mai liniștit acum că am mâncat, altfel. Dar uite ce clădiri noi sunt aici, de astea moderne, ce-a crezut. Am luat-o ușor la pas și am ajuns pe malul râului Han. Aici sunt podurile alea faine, sunt vreo 3-4, nu știu câte, sunt luminate, seara se văd extrem de fain. O să încercăm să ieșim mai încolo după apus, să prind câteva cadre, se văd super mișto. În prima fază, aici ne place cel mai mult temperatura și cum se simte, pentru că în Halong ar fi fost temperatura perfectă, 22-24 de grade, dar cu umiditatea așa ridicată, cumva ți era frig. Aici sunt vreo 26-27 de grade, față de 30-32 în Bangkok și Phuket, unde am mai fost. E foarte plăcut afară. Acum e și înnorat. Azi o plouat, probabil o să mai plouă, că am văzut că zilele astea arată tot ploi.
Ăsta e primul pod, Songhan, nu știu dacă pronunț corect, dar așa zice la podul ăsta. Și mai sunt două sau trei încolo care sunt foarte faine. Ajungem la următorul pod, care probabil e cel mai cunoscut de aici, cel care are un dragon peste sau prin el, Kaurong sau podul dragon, Dragon Bridge. Acolo sunt niște bărcuțe interesante. Cred că vine o ploiecică. Așteptăm, eu am bonul 59. Suntem la 56 acum. Da, uite ce ne-am luat. Gabriel a zis că vreau un bubble tea, așa că i-am luat un bubble tea mare. Este cu caramel și cu perle tapioca și cu ceai negru, bineînțeles. Nimă, e pai de la biodegradabil din ceva material. Interesant. Aparent nu funcționează la fel de bine. Am zis 50% sugar. Și tot e dulce de mărupe, dar e super bun. Da, deci vietnamezii și trotuarele lor. Practic, astea sunt doar parcări de motociclete, nu și pentru umblat. Uite, aici avem puțin noroc pentru că pe lângă scuterele astea și copacii o mai rămân 20 de centimetri pe care putem să trecem. Dar mai în spate nu am avut atâta noroc și văd că nici mai în față nu mai. Se termină aici. Ajungem acasă acum. Gabriela stă un pic chill. Eu ies la o scurtă alergare, pe urmă ieșim să mâncăm undeva, iarăși, cum am zis, ceva local. E faină lumina acum, cum e așa în orat. E un pic mai luminat cerul decât ar fi în mod normal și dă o lumină faină. Și ia cum se vede de la noi de pe balcon, că înainte n-am arătat, ne-am grăbit să plecăm. Foarte frumos. Ne-am grăbit să plecăm pentru că eu m-am înscris de acasă la 4 maratoane și 2 semi-maratoane aici. Weekendul ăsta care urmează, adică în 30 noiembrie, 1 decembrie, aș fi avut un weekend liber în care nu alergam la niciun concurs. În weekendul acela mergem în Ho Chi Minh, o să stăm în Ho Chi Minh și e în plan și să mergem în delta Mekongului undeva, dar am găsit un semi-maraton fix în delta Mekongului, organizat de aceiași care au organizat și maratonul de la Halong Bay la care am participat. Înscrierile s-au închis deja de câteva zile, vreo săptămână și, dar le-am trimis un mesaj și au fost destul de drăguți încât să mă accepte la concursul lor. Din păcate, cum s-au închis înscrierile, n-au mai putut să-mi genereze un link de plată și a trebuit să mă duc la bancă să virez banii. De aceea, când am ajuns, ne-am grăbit să depun cât mai repede banii ca să termin cu asta. Mă duc să alerg un pic, cum am zis, și după aceea o să ieșim la încă o scurtă plimbare și probabil o cină undeva prin Da Nang. Să fac o seară. Ui, am făcut bine de tot seara, deci nu mă mai văd. Deci s-a făcut seara între timp, am fost la o scurtă alergare prin ploaie, de-asta mocănească. Mergem acum să ne întâlnim cu Andrada, o fostă colegă de-a Gabrielei. Mergem să mâncăm ceva. Am luat un grab pentru că plouă destul de tare aici. E vremea nasolă, nu? Nu-i frig, dar plouă așa, mocănește. Sperăm că se oprește un pic până gătăm ca să venim acasă pe jos, pentru că atât de frumos seara, totul luminat, podurile alea și clădirile și tot. E foarte mișto. Am ajuns la restaurant, super tare. Am ajuns în sfârșit. Ia cât de mare locul ăsta, check this out. Acum ne arată cum se face. Se pun acolo toate chestiile. Am să zice la chestia asta. Cred că o să fie un fel de pachetel de ăsta, ca un fel de pachetel de primăvară. Da, rice paper și aici îs... Am înțeles, o rupt-o, o luat jumate, o pus acolo. În sos și mănânci. I think I can. Thank you very much. Thank you. Cum e? S-a pus coriandru? Nu. Hai să
scăpat, poți mânca liniștit. No, bun, am văzut cum a făcut, acum dau rewind ca să fac și eu. Mi-am rulat și eu una, uite, așa, una scurtă, o aprindem imediat. Hai să vedem cum e. Asta e un sos de, mi se pare că are alune sau ceva de genul, e ușor dulce. Iar ăsta e fish sauce, clasicul fish sauce care se folosește aici. Mai avem chili acolo, dar nu mă bag acum, că m-a usturat acum două zile și acum o zic la ieșire. În schimb, mamă, ce bună cu mentă. E așa fresh cumva, cu mentă, cu toate legumele astea crude. Super bună. Bună dimineața, ne-am trezit și noi mai devreme, ne-am trezit super devreme, doar că plouă. Azi de dimineață, de când ne-am trezit, 10 minute plouă, 10 minute soare, 10 minute plouă, tot așa. Așa că, nu știu, am ieșit acum să mâncăm ceva, că s-a oprit un pic ploaia. Check this out, biserică roz. Deci oamenii ăștia au o biserică roz. Oare ce Dumnezeu de biserică? E catolică, cred că. Gabriela a găsit un loc vegetarian. Mergem să vedem ce au. Este loc. Unde stăm? Uite, vegetarian restaurant și scrie acolo beef with chili and citronelle. Fried chicken, s-a dat vegetarian. Deci ne-am luat niște mâncare vegetariană. Aici Gabriela și-a luat niște pui și eu mi-am luat niște vită cu orez. Hai să vedem cum e vita asta. E gustul ăla pe care l-am căutat. E un condiment, îl miros peste tot pe stradă, când trecem pe lângă street food și așa. Cred că un fel de nucșoară sau nu știu, combinat cu scorțișoară, cu chestii, cred că e un amestec de condimente. Foarte bun. Și pentru mâncarea de azi am plătit undeva la 30.000, care e vreo 6 lei o porție. Super ieftin. În sfârșit am găsit mâncare bună și ieftină în Vietnam. A ieșit în sfârșit soarele, e bine acum, sperăm să țină cu noi. E nașpa când plouă, aici plouă, dar așa... O să bem o cafea aici, îi așteptăm pe Petri și Andrada. Trebuie să ajungă, o să bem o cafeluță. A zis Petri că e foarte bun locul ăsta, foarte bună cafeaua aici. Sunt curios și el știe, se pricepe la cafea. Da, nu era la locul, ăsta e locul. Ne-am băgat acolo în primul. Unde? Serus, toc. Serus. Rock. Dar nu-i Concopi. Am mai scris Concopi, am băgat și am văzut, Coffee, un ok. Un lanț de cafenele în Vietnam și nu-i spate, e marketing. Deci, la Concopi e bună cafeaua, așa se zbunește. Cafea a fost foarte bună. Oamenii ăștia știau multe despre cafele, deci se vedea acolo totul. Am aflat între timp de la Andrada și Petri că, de fapt, locul ăla vegan, vegetarian, unde am mâncat, au substitut de carne. Nici nu mi-am dat seama, adică mi s-a părut mie că nu are chiar textura aia de vită să-ți mestești la ea, dar nu mi-am dat seama că chiar nu e vită. Deci, într-adevăr, a fost vegetarian. Am venit acum într-un fel de bazar. Aici. E aproape de unde stăm noi. Și tot felul de chestii. Vând așa tot felul de chestii pe aici, nu știu ce, dulciuri, cafele, chip stuff, uite, alune de toate felurile, condimente, dar miroase îngrozitor, mi s-a făcut un pic așa. No, thank you, pur aici să-ți vândă, să-ți dea, să, de toate, dar pute, nu știu, ceva... Nu știu dacă ați avut vreodată pești, mâncarea aia de pești pe care l-o dați, exact așa pute. De toate. Suveniruri, porcușori, elefanți, buhe. Am fi vrut să mergem până pe partea cealaltă la plajă, dar... Arată cam așa aici. Nu ne dăm seama dacă ăla e smog sau e ploaie. Așa că nu știu dacă să trecem sau nu podul. Suntem aici la coada dragonului acum. Și nu știu dacă să trecem sau nu podul. Ne prinde Midway. Dacă ne prinde aici, putem să intrăm acolo sub pod, să ne adăpostim. Bine că n-am mers, că am început cu ploaia. Deci, au trecut 2-3 minute și tăi. A ajuns și la noi, deci... Am prins o vreme nasoală, cred, și de asta am luat numai cazare pe două seri și n-am luat încă bilet pentru Ho Chi Minh City, pentru că nu știam cum e vremea aici. Ne-a arătat o ploaie pe zilele astea, dar chiar așa e, adică 10-15 minute e soare, după aia plouă 10-15 minute.
pe așa nu prea putem vizita, nu prea putem vizita mare lucru. Și probabil o să plecăm, mai stăm mâine pe aici și o să plecăm în Saigon, Ho Chi Minh City, pentru că aici e nasoală vremea, nu prea avem ce face pe ploaie. Am plecat spre o pizzerie care e la 80 de metri de aici, dar uite. Plouă puțin. Așa că ne-am adăpostit aici. Așteptăm să se calmeze chiar o idee. Acolo sub copertina aia ne-am oprit. Și aici trebuia să ajungem, dar n-am putut efectiv. De cât de tare plouă, trebuie să ne oprim. Uite, peste drum, acolo trebuia să merem. Deci 100 de metri, that's it. Dar n-am putut să ieșim de acolo, nu aveam cum, fizic. Hello, avem pizza? Uite ce avem acolo. Ci că e foarte, foarte bună pizza asta, abia aștept să o gust. Pizza. Uite cum arată. Bă, de ce nu stați și pe în brațe așa? Că... Hai. Mamă, cât de bună. E superbă. Cum e? Eu știu. Vă știți? De 2 ani. Gabriela? Asta m-a așteptat. Cum îi zice la locul ăsta? Four peas. 4 P-uri. Foarte bună. Și partea interesantă cu pizzele astea, uite că poți să-ți alegi două pizze diferite și ți le face într-una. Adică fele, uite așa. Jumate una, jumate alta. Bine, lipsesc acum două felii, că am luat noi câte una. Și am plătit 180.000 de dongi pe chestia asta, care mi se pare un preț decent față de ce alte pizze am mâncat congelate în vlogul anterior. Uite, așa se bea bere în Vietnam. Am găsit aici o... O nimica, era închis. Am luat pizza aici de lângă, numai că era atât de booked place-ul ăsta, încât nu au avut locuri. Am comandat pizza de dinainte, am ridicat-o, am mâncat-o la ușă, pe două scaune de plastic. Și zicem la nenea ăla că, mă, o berăria aici, de aproape, ca să bem și noi o bere. Hai ăștia de lângă, care au ghereta închisă. Dar ne-au scos niște scaunele de astea mici de copii. Atât. Și stă berea aici. Doamne ajută. Hai noroc și casă în bloc. Și bem una. Bună dimineața, e 11:30, am făcut check-out-ul de la hotel. Deci căutăm un loc unde să mâncăm ceva și ne gândim dacă are rost sau nu are rost să mergem până în Hoi An și înapoi, având în vedere că pe la 7, cel târziu 8, ar trebui să fim înapoi, că la 10 decolează avionul spre Ho Chi Minh City. Pare să fie vreme foarte frumoasă, chiar dacă a arătat ploaie și pe azi. De aceea ne-am și luat biletele pentru azi, nu pentru mâine, de avion, că am zis că nu mai avem chef să stăm pe aici prin ploaie și uite că vremea s-a îndreptat. După niște căutări îndelungate, am găsit un sandwich place de ăsta. Au fost cam scumpuț. Sandwichul Gabrielei 40, al meu 60.000. Pe stradă găsești la 20-30.000, dar ieri am luat de pe stradă și am cerut cu pui și ne-au pus ceva pork belly, nu știu ce, a fost atât de grețos, multă, multă găsime, încât am zis că nu mai luăm de la de pe stradă, că ea nu înțelege, nu înțelege exact ce vrem. I-am luat cu vită, Gabriela cu pui, cred că e cu vită. Interesant, nu rău. E bun și al tău. E ok, e decent enough încât să mâncăm și să fie ok.